Drumul național 18 și șoseaua de centură vor fi finalizate. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat asigurări că instituția pe care o conduce va aloca banii necesari finalizării unor obiective importante de pe raza județului Suceava, precum centura municipiului reședință de județ și DN18. Am vorbit cu doamna prefect, da? Am vorbit această problemă și atât centura cât și acest alt proiect, da? Repet, Ministerul de Finanțe nu va avea o abordare contabilă. Este un proiect de investiții care trebuie făcut, care simplifică din multe puncte de vedere lucrurile, leagă cu partea de vamă, da? Pentru că... șoseaua de centură. Exact. Acolo. Așa. Ne gândim la ceea ce... care este rolul centurii? Păi tot traficul ăsta nebuitor, da? Sunt puțin începute, la fel. Păi cum să nu se facă? Nu sunt bani. Eu, dacă vreți să știți, dimineața am vorbit chiar... dimineața. Nu are bani. Asta mă ocup eu cu banii. Dimineața am vorbit cu domnul ministru Șova exact aceste proiecte, ca să vedeți exact unde este stadiul cu și de parte. Din partea mea am spus că nu este niciun fel de problemă financiară. La rectificare, lucrurile se vor asigura astfel încât lucrurile să meargă. Dacă ei lucrează, banii să fie.